Bună ziua! Ce mă începe? Stimați reprezentanți ai mass-media, stimați cetățenii Republicii Moldova, astăzi Partidul Socialiștilor din Republica Moldova iese cu un anunț important și anume inițiem procedură de modificare a Constituției Republicii Moldova, a legii supreme, în vederea interzicerii prin legea a turismului politic parlamentar. Această inițiativă prevede că deputatul ales pe lista unui partid politic nu poate părăsi fracțiunea și nu poate participa în jocuri politice. Mă adresez tuturor deputaților, tuturor fracțiunilor din Parlamentul Republicii Moldova. Avem o șansă și datorie istorică, odată și pentru totdeauna, spunem capăt acestor fenomene nocive care bat în parlamentarismul din Republica Moldova și care sfidează votul cetățenilor, voința alegătorilor și, până la urmă, până în final, produc dezamăgirea întregii societăți. Pe parcursul ultimelor legislaturi am fost martori la crearea diferitor majorități, la crearea diferitor structuri care nu au nimic comun cu votul cetățenilor. Pe parcursul ultimelor legislaturi, încrederea din partea cetățenilor în Parlamentul Republicii Moldova s-a redus substanțial, anume pe motivul existenței acestor fenomene și practici nesănătoase. Considerăm că, așa cum spune de fapt Constituția Republicii Moldova, izvorul puterii este poporul Republicii Moldova, care este suveran și care exercită această suverenitate prin reprezentanții săi în Parlamentul Republicii Moldova. Oamenii votează partide politice, oamenii votează echipe, platforme și nu deputații individuali. Pe acest motiv considerăm că astăzi și trebuie să votăm aceste modificări în Constituție. Evident că sunt proceduri. Pentru inițierea acestei proceduri este nevoie de o treime de deputați din Parlamentul Republicii Moldova, de 34 de semnături a deputaților și atunci această inițiativă de modificare a Constituției va intra în Parlamentul Republicii Moldova, în circuitul parlamentar și va fi adresată inclusiv și Curții Constituționale. Este o șansă istorică și pentru cei de stângă și pentru cei de dreaptă de a introduce reguli clare de joc, de a introduce normalitate și de a întoarce alegătorilor încrederea în Parlament. Astăzi, Partidul Socialiștilor este o țintă a mai multor atacuri, inclusiv și colegii noștri, cât din Parlamentul Republicii Moldova, așa și colegii noștri din teritorii, liderii organizațiilor teritoriale, primarii. Ținem să vă informăm că echipa socialiștilor este unul întreg. În familie noastră a socialiștilor avem o bună înțelegere și toți cei care lansează diferite intrigi și diferite provocări și manipulări vor primi un răspuns franc din partea echipei noastre. Astăzi venim să vă informăm că știm, cunoaștem despre mai multe fapte atunci când colegii noștri din fracțiune parlamentară, așa și din teritorii, primesc oferte generoase din partea Partidului Șor. Ne pare rău că partidii de opoziție sau cei care pretind că sunt opoziție folosesc aceste mijloace murdare și folosesc aceste practici nesănătoase. Mă adresez întregii echipe și în special colegilor din Parlamentul Republicii Moldova și colegilor din teritorii, primarii și consilierii. Să respectăm propria echipă, să respectăm votul alegătorilor și să respectăm normele de etică și de morală. Ori pentru noi, socialiștii, consecvență politică, devotamentul și fidelitate față de țară, față de propriul popor, de alegători, sunt lucruri absolut importante care nu pot fi revizuite. Considerăm că colegilor respectivi îi se creează anumite oferte care pot să pună capăt carierii lor politice. Ori pe noi ne așteaptă alegerile locale generale, ori pe noi ne așteaptă alte etape. Partidul Socialiștilor mereu a fost alături de popor, alături de echipă,
și toți colegii au avut suportul politic, juridic și organizatoric necesar. Considerăm că anume în echipa noastră primarii și activiștii locali vor avea tot suportul. Înțelegem foarte bine că pot să plece unii conjuncturiști. Dar să înțeleagă un lucru, vor dispărea și în procesul politic și în istorie și aceste oferte generoase nu îi vor asigura cu un viitor mai bun. Ceea ce ține de ultimii doi colegi care au plecat din fracțiunea noastră parlamentară. Să nu caute diferite pretexte și să nu vină cu justificări sofisticate și cu argumente sterile. Pe motiv că noi înțelegem foarte bine că ei au căutat doar interesul lor personal și au aprobat decizii de trădare a echipei și de trădare a propriilor alegători în schimbul unor favoruri personale. Și atunci când ei încearcă să atace PSRM-ul în spate, țin să-i aduc aminte că atunci când era bine, ei au fost cei mai activi și cei mai devotați susținători a echipei de partid a conducerii. Atunci când trecem printr-o perioadă mai dificilă, dânșii arată, de fapt, adevărată lor față. PSRM-ul doar se va curăți prin exodul unor conjuncturiști și a unor oameni care caută profitul personal. PSRM-ul merge mai departe ca o echipă puternică, PSRM-ul rămâne un partid politic care este alternativa actualei guvernări și PSRM rămâne partid de luptă. Pe parcursul anilor noi am realizat, am petrecut, am organizat peste 700 de măsuri de protest, începând cu fraude bancare, care până astăzi nu sunt descoperite și vinovații nu sunt trași la răspundere. PSRM a protestat împotriva fără de legilor și privatizărilor dubioase atunci când poporul Republicii Moldova a fost furat. PSRM a protestat atunci când se închideau școlile și universitățile și atunci când în fața poporului Republicii Moldova au apărut anumite provocări și probleme. Doar anul trecut noi am petrecut 96 de acțiuni de protest, cât în centrul capitalei, așa și în teritorii. Așa că cei care caută justificări că, uite, vor să protesteze, urma să rămână alături de noi și să meargă mai departe și cu acțiuni de protest și cu lupte în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea ne pare rău că astăzi cei din pretinsă opoziția aruncă niște mire otrăvite și încearcă să dezbină poporul Republicii Moldova. Nu cu asemenea metode trebuie să lupte partide politice care au noțiuni de etică și morală și care înțeleg ce înseamnă o luptă politică, care trebuie să fie o luptă de idei și care trebuie să fie o luptă de platforme. Facem încă o dată un apel la alegătorii Partidului Socialiștilor. În primul rând, vă mulțumim pentru toată susținerea și tot suportul politic acordat în ultimii 10-11 ani. Am fost și rămânem fideli alegătorilor. Partidul Socialiștilor nu schimbă platformă și viziuni în funcție de conjunctură politică, noi rămânem ferm pe poziții. Iar ceea ce se produce ne va face pe noi, Partidul Socialiștilor, doar mai puternici, mai curați și mai buni. Și la sigur suntem unica alternativă actualei guvernări cu care oamenii leagă speranță și în care oamenii investesc anumite așteptări. Asta am vrut să vă spunem, încă o dată reiterez, facem un apel către toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova să subsemneze inițiative de modificare a Constituției și odată și pentru totdeauna spunem capăt acestui fenomen nociv care se numește trădarea politică, rasismul politic și corupere politică. Evident că vom avea diferite reacții, dar la sigur următoarele parlamente au șansă să devină mai credibile, mai curate și mai bune. Vă mulțumim! Spuneți-ne, domnul Mătrâncea, la modul practic, cum va arăta această inițiativă constituțională, având în vedere faptul că au fost mai multe hotărâri ale Parlamentului privind combaterea rasismului și vă întreb ce vreți să introduceți la modul concret pentru a, să spunem, penaliza deputații. În Constituție scrie orice mandat imperativ este nu. La modul practic, cum va arăta? Anume,
această prevedere a Constituției și va fi modificată cu orice mandat imperativ este nul. Și la sigur, în Constituția Republicii Moldova, legea supremă, va exista prevedere, foarte clar, noi o să publicăm astăzi și varianta electronică a inițiativei respective de modificare a Constituției, în care o să vedeți formularea că va fi interzis rasismul politic. Oamenii votează, reiterez, votează un partid, o platformă, o viziune, o echipă și nu deputații separați. Ca să înțelegeți dumneavoastră, dacă este să urmărim, să analizăm istoricul Republicii Moldova și nemijlocit a Parlamentului, practic nu sunt cazuri când candidații independenți ajung în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea oamenii votează partide, votează un model al viitorului, anumite așteptări și promisiuni oferite de partide. Acei deputați care nu se vor regăsi, da, sau vor lua decizie că, uite, ei deja nu mai împărtășe, da, poziția partidului și a fracțiunii, vor fi liberi să părăsească Parlamentul, să construiască propriul partid politic și să se caute, să identifice susținerea alegătorilor. Adică, încă o dată, Constituția Republicii Moldova va fi modificată și orice migrație politică în Parlamentul Republicii Moldova va fi interzisă. Da, să depună mandatul și să părăsească Parlamentul. Anume această propunere și am anunțat astăzi. Și cu întrebare, spuneți, dumneavoastră, aveți informații din interiorul partidului? Vor mai pleca deputați din bloc sau? Acum v-am spus și mai sus, cunoaștem deține mai multe informații, că se lucrează cu deputații noștri, se lucrează cu activiștii noștri din teritorii, se lucrează cu primarii. De asta și-am făcut astăzi apel ca colegii noștri să nu devină victimă a diferitor jocuri murdare, să nu riște cu susținerea alegătorilor și totodată să nu aibă consecințe juridice. Am zis public că vis-a-vis de colegii care au părăsit fracțiunea, noi ne-am adresat și organelor de drept, că până la urmă organele de drept trebuie să se clarifice în ce condiții, în ce circunstanță deputații au făcut acest pas. De aceea că noi știm foarte bine că nu este vorba de interesul public, că nu este vorba de disensiuni politice. Că, apropo, deputații respectivi, ultimii doi care au plecat, ca și cum să protesteze, pot să vă spun că nu au avut multă inițiativă sau nu au avut careva inițiative sau neclarități cu fracțiunea și cu partidul. Noi am aflat că cererile erau depuse una la 5 seara, alta a fost semnată la 1 noapte și colegii nu au găsit curajul să ne informeze, să discute cu noi foarte deschis și foarte tranșant despre acele probleme care există. Pe acest motiv, noi înțelegem foarte bine că acești colegi nu au fost cei mai activi și nu au fost cei care au venit cu inițiative care ar fi respinse de noi, de fracțiune sau de noi, de partid. Aceste justificări sunt foarte, încă o dată, repet, sunt foarte sterile. Înțelegem foarte bine că aceste cereri din stilistică înțelegem că nici nu au fost scrise de acești deputați, nemijlocit. La o cerere există și o semnătură electronică. Bine, astea deja sunt detalii. Oricum, o să clarifice și organii de drept și alegătorii. Dar acei colegi care astăzi sunt vânați și care primesc oferte, noi facem un apel că ei să nu cadă pradă și să nu devină victime acestor jocuri și acestor instrumente sterile. Odată și pentru totdeauna trebuie să înțelegem și primarii și deputații să aleg de cetățeni pentru o perioadă de 4 ani. Ca un partid politic, ca o platformă, ca o viziune. Și acest lucru care se produce este un act de trădare politică. Mersi!